Un actor celebru și un flamuș chintin rețe. Din cauza steroizilor artificiali produși la Cluj, actorul s-a ales cu două bypassuri coronariene. Este vorba despre un medicament produs la fabrica din Cluj-Napoca și care a fost folosit de sportivi în anii 1970-1980. Sportivii foloseau acest medicament pentru că voia o creștere rapidă a masei musculare, principalul efect al acestui medicament bazat pe steroizi. Medicamentul mai permitea metabolizarea proteinelor și refacerea musculară mai rapidă după o perioadă solicitantă. Însă, la acea vreme, nu se cunoșteau efectele adverse ale acestui medicament, probleme cardiovasculare, probleme probleme cu ficatul și probleme cu agresivitatea. Managerul fabricii de medicamente a povestit că acest medicament nu a mai fost comercializat la un moment dat, însă a devenit atât de cunoscut pentru sportivi, încât a început să fie produs de laboratoarele clasice clandestine, dar fără să respecte aceeași formulă. Arnold a declarat în urmă cu câteva zile într-un interviu că nu a știut aceste lucruri, că acest medicament a fost produs și de laboratoare clandestine. El a mai spus că nu recomandă astfel de medicamente nimănui, dar că el nu regretă absolut nimic, pentru că la acea vreme nu se cunoșteau efectele adverse ale medicamentelor și steroizilor, relatează digi24.ro.